cred că e vorba și de responsabilitatea opoziției și în special a Partidului Național Liberal să dovedească faptul că această moțiune de cenzură e pe bune. Nu o simplă gesticulație, așa cum s-a întâmplat în trecut. Au fost moțiuni de cenzură în trecut, despre care toată lumea și-a dat seama că erau pure gesticulații, de o perfectă ipocrizie. Mie mi se pare evident că domnul Iohannis o vrea pe doamna Dăncilă în turul 2 și ăsta e motivul pentru care guvernul Dăncilă rămâne la putere. Deci e vorba și de responsabilitatea opoziției și în special a Partidului Național Liberal. Dacă și-au propus cu adevărat să înlocuiască guvernul, vor reuși. Vom vedea săptămâna viitoare dacă sunt corecți sau dacă sunt ipocriți. Este un test. Este un test pentru Partidul Național Liberal care îl susține pe Klaus Iohannis în competiția electorală. Da? E un test de sinceritate. Dar dacă pică guvernul Dăncilă, credeți că își vor asuma guvernarea? Va asuma cineva guvernarea? Asta întrebați-l pe Ludovic Orban. El este președintele principalului partid de opoziție. Lui trebuie să-i puneți această întrebare. El trebuie să demonstreze că această moțiune de cenzură este o moțiune de cenzură pe bune. Nu figurație, nu gesticulație, cum s-a întâmplat în trecut. Cu toate acestea ar trebui să existe un consens între partidele de opoziție. În momentul de față, inclusiv unul din partidul care vă susține și pe dumneavoastră, credeți că după ce ar trece această moțiune, ar fi în stare partidele de opoziție să așeze la o masă și să facă un consens, să poată să facă un consens pentru un guvern majoritar? Dacă sunt eu președinte, cu siguranță. Și dacă nu? Dacă nu, tare mă tem că vom continua cu discordia asta infinită, de care românii cred că s-au săturat. Totuși sunt ani și ani și ani de zile de război româno-român pe care ar trebui să-l încheiem odată și odată pentru un proiect de dezvoltare pentru țară. Pentru că din discordie nu va ieși niciodată ceva bun pentru țară.